Zi crucial așadar pentru Partidul Social Democrat. Liderii încep să se strângă la congresul unde se va stabili atât viitorul președinte PSD, cât și candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale. Acolo se află și colega mea, Marina Filimon. Bună dimineața, Marina, te ascultăm. Bună dimineața, Dan, bun găsit, doamnelor și domnilor. Vedem că pentru prima dată în istoria PSD, anul acesta la Congres, votul se va realiza printr-un cod QR electronic. Așadar, intrarea în cursa pentru Cotroceni îl face pe premierul Marcel Ciolacu să-și pregătească o nouă echipă. Așadar, o să iau pe rând pe invitații mei, cărora le mulțumesc pentru invitația în jurnal, și o să-i întreb cât de important este acest Congres pentru PSD. Bună dimineața, în primul rând. Sigur că este un congres extrem de important pentru că prefigurează o candidatură la alegerile prezidențiale și, după cum este statutar, membrii Partidului Social Democrat prin delegații din toată țara vor vota candidatul nostru pentru alegerile prezidențiale și cred eu că acesta este primul pas în această campanie extrem de dificilă în care vom solicita încrederea românilor, în care vom prezenta un program de țară, un plan de țară. România are nevoie de acest lucru și, revenind la momentul de astăzi, pornim într-o campanie electorală cu toată încrederea și cu toată disponibilitatea de a prezenta acest proiect de țară românilor și de a le solicita votul. O să întreb pe fiecare în parte care este planul pentru România, pentru că bănuiesc că fiecare are deja un eșantion, are deja stabilit. Vă rog frumos să-mi spuneți ce strict vă întreb pe dumneavoastră, pentru că știm că sunteți un nume important pe lista PSD, mai ales că veți obține o nouă funcție după congresul de astăzi. Ce vă propuneți? Și nu doar eu. Trebuie să dăm drumul la această dezbatere care poate, nu spun că va duce obligatoriu, dar care poate să ducă la o schimbare sau modificări în Constituție. De asta după dezbateri și după anumite... Eu cred că e de vreme în acest moment să vorbim de lucruri concrete, dar cu toți am văzut în ultimii ani că există chiar anumite minusuri în Constituție, vid constituțional. Există situații în care lucrurile nu sunt reglementate. Astea sunt puncte la care trebuie să ne gândim după aceste alegeri, că există viață, bineînțeles, și după alegerile parlamentare. Vedem că faceți parte din noua schemă de reorganizare a lui Marcel Ciolacu. Ce schimbări sunt necesare în PSD în continuare? PSD-ul se schimbă în fiecare zi și PSD-ul se dezvoltă în fiecare zi. Dovadă că timp de peste 30 de ani, PSD-ul a rămas cel mai important partid din România. Am avut... Și ce s-a întâmplat diverse, de nu s-a luat președinția în ultimii 30 de ani? Am avut diverse momente și fericite, și mai puțin fericite. Cam politică, câteodată câștigi alegerile, câteodată le pierzi. Eu cred că după 20 de ani, de președinți de dreapta, e momentul să avem un președinte de stânga. Dar nu atât atributul de dreapta-stânga este important, cât calitățile fiecare. Sunteți apropiat de Marcel Ciolacu și am o curiozitate pe care sper să puteți să mi-o satisfaceți. Ce l-a convins pe Marcel Ciolacu să candideze? Și-a dorit personal să facă asta sau a fost convins? Eu cred că la această întrebare cel mai bine răspunde Marcel Ciolacu și în câteva minute cred că va veni și el și vă va răspunde. Vreau să vă întreb dacă Marcel Ciolacu va câștiga alegerile prezidențiale, vă veți asuma și fia partidului? Știți cum zice un clasic în viață? Pas cu pas. Hai să vedem ce se va întâmpla. Mulțumesc! Mulțumim cu pas! Ne întoarcem acum la reporterul nostru Marina Filimon și la invitații săi. Marina, te ascultăm în continuare. Mulțumesc, într-adevăr o să continui cu ceilalți invitați pentru că vreau să văd perspectivele lor în ceea ce privește planul pentru România pentru următorii ani, asta dacă premierul Marcel Ciolacu va ocupa fotoliul de la Cotroceni. Așa că o să mă întorc la domnul Felix Cosma și o să-l întreb ce plan aveți pentru România, pentru că bănuiesc că ați vorbit deja în partid. Știm că ieri ați avut o întâlnire pre-congres, dacă putem să o numim așa, ce își propune PSD-ul pentru a ocupa fotoliul de la Cotroceni, pentru că planurile pe care le îndreptați către cetățeni vă aduc votul lor sau nu? Sigur că discuțiile de ieri au fost în cadrul conducerii partidului, dar așa cum Partidul Social Democrat a făcut în ultima perioadă și în anii în care a fost la guvernare, toată perioada post-decembristă după 1989, am făcut... Liderul PSD, Marcel Ciolacu, acum cu declarații, a ajuns la congresul PSD. Să vedem dacă se va și opri ca să vorbească câteva momente cu reporterii. Foarte bine, vorbiți cu ei.
Hai, cine face poza? Da, 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 da